În amintirile mele se suprapun toate edițiile într-un frumos și imens tablou. Acest tablou are în el flori, petale, robo, stamine și tot ce are o floare, dar mai mult este plin de semnificație. Faptul că atâția ambasadorii și alții oameni din străinătate participau și faptul că chiar florari din alte țări au început să vină, am ajuns la gândul unei posibile eternizări la Lelei, la Pitești. Teamă mi-este mie că și această lalea folosită în abuz începe să-și scadă din intensitatea emoțională. Prea mult, nu știu, și cupe țâșnitori de apă din piatră, cadouri din plușii, din hârtie creponată, din, mai știu ce, o invazie de lalele artificiale care copleșește laleaua cea adevărată. Cui am dat eu o floare, cred că nu rupând din vrejul ei o asemenea minune, faci un gest minunat, ci noi, ca ziariști, oferim cu mult mai multe buchete, oferim, dacă vreți, straturi întregi, pogoane întregi de lalele.